Luca 15 cu 11. Sunt cuvintele Domnului Iisus și când Iisus Hristos vorbește, oamenii deștepți ciulesc urechile. Să facem și noi așa. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și foamea aceea era în planul lui Dumnezeu. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, cât s-ar gața-i tatălui meu, au berșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în dele și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la obor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat unie să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Doamne Iisuse, când stăm în prezența ta și a cuvântului tău, inimile noastre cresc atât de mult. Când te ascultăm pe tine vorbindu-ne, recunoaștem că sunt atâtea situații când nu te înțelegem. Însă sunt alte, multe situații când te înțelegem. Te rugăm în această zi, în aceste următoare câteva minute, prin Duhul Sfânt, tălmăcește-ne cuvântul tău. Amin. Doamne, când stăm înaintea cuvântului tău, uneori ne facem mari, creștem atât de mult, alte ori trebuie să ne facem atât de mici. Recunoaștem că ești un Dumnezeu supranatural și unic și de aceea credem în tine, credem în puterea ta și în următoarele câteva minute te rugăm, vorbește-ne tu, Doamne. Și prin Duhul tău cel Sfânt, atinge-ne pe fiecare dintre cei ce ascultăm cuvântul și atinge pe cei ce ascultă cuvântul tău. În numele Domnului Iisus, Tată, primește toată slava din partea noastră. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul.
Este o zi specială aici la Stânca. Este o zi specială pentru că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu este în noi. Și Dumnezeu este în mijlocul nostru, dar vă dau o poveste bună. Nu numai că Dumnezeu este cu noi, nu numai că Dumnezeu este în noi, știți care este a treia veste foarte bună? Dumnezeu lucrează prin noi. Amin. Dumnezeu lucrează întâi cu noi, pe urmă Dumnezeu lucrează în noi, dar scopul pentru care Dumnezeu a venit la noi și pe urmă a intrat în noi și locuiește în noi, este tocmai ca după aceea să lucreze prin noi. Amin. Amin. Vreau să încep cu o declarație foarte importantă. Fiecare dă ce are. Amin. Vrând nevrând, crezi, nu crezi, dar fiecare dă ce are. Și în această dimineață și pe urmă, după ce vom pleca din locul acesta și după masă și mâine și poimine în stres sau relaxare, fiecare dă ce are. Amin. Amin. Și dacă în inima ta ai o travă, o travă va țâșni din tine. Dacă în inima ta este har, har va țâșni din tine. Știi, ori de câte ori ești prins, ori de câte ori ești zdrobit, ori de câte ori ești tors, din tine va ieși ce iese, ce este în tine. Amin. Acum am citit textul acesta care este probabil că cel mai cunoscut text din întreaga literatură care s-a scris vreodată. Însă Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această dimineață să învățăm câteva adevăruri despre o temă și un subiect. Aș vrea să învățăm câteva adevăruri despre un adevăr major și în această dimineață aș vrea să vă vorbesc. Și mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a dat pentru această dimineață, pentru Biserica Domnului de aici și pentru toți cei ce ascultă mesajul acesta undeva și îl vor asculta, mesajul din această zi se numește Harul care mă revoltă. Sau când Harul ne revoltă. Acum, când vorbim despre Har, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să ne pregătim să intrăm într-o lume total străină nouă. Har înseamnă, ca să nu derutez pe nimeni, har sau grație înseamnă favor nemeritat din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Asta înseamnă har. Har sau grație, în limba latină, grație înseamnă să primești de la Dumnezeu ce nu meriți. Asta înseamnă har. Amin. Amin. Alo? Amin. Amin. Har înseamnă să primești de la Dumnezeu ce nu meriți. Milă înseamnă să nu primești ce meriți. Iar justiție înseamnă să primești ce meriți. Ce alegi. Eu am ales de multă vreme harul. Har înseamnă să primești ce nu meriți. Însă când vorbim despre har, frați și surori, vă rog să rețineți adevărul acesta foarte important, trebuie să ne pregătim să intrăm într-o lume total nouă. Nouă. Trebuie să ne pregătim să intrăm într-o lume total străină nouă. Chiar dacă ni s-a vorbit despre har deseori și ni se vorbește despre har deseori, vreau să vă spun și vă rog să înregistrați și mă bucur că se înregistrează. Deși în Biserica lui Dumnezeu se vorbește în fiecare zi despre har. Aproape la fiecare slujbă ni se vorbește despre har și cred că în fiecare slujbă predicatorii, pastorii vorbesc despre har. Deși harul este un termen atât de cunoscut în Biserica lui Dumnezeu. Vreau să spun că harul este unul dintre cele mai necunoscute virtuți, unul dintre cele mai neexperimentate virtuți și valori, tocmai în sânul bisericii care se laudă că cunoaște harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, frați și surori și stimați ascultători, harul adevărat, vă rog să rețineți, pe unii îi uimește, pe alții îi revoltă. Când vorbim de harul lui Dumnezeu,
Favorul acesta nemeritat din partea lui Dumnezeu, harul pe unii ne uimește, pe alții ne revoltă sau ne și uimește și ne și revoltă în același timp. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Dar cum fiți atenți, când un om s-a întâlnit cu harul, ori este uimit, ori este revoltat. Când un om a văzut harul lui Dumnezeu, ori este uimit, ori este revoltat, ori amândouă la un loc. Harul lui Dumnezeu mă și uimește, mă și revoltă. Însă eu vreau să vorbesc în această dimineață despre harul care mă revoltă. Când te-ai întâlnit cu harul lui Dumnezeu, vei fi ori revoltat, vei fi ori uimit. Cineva spune așa, natura iubirii lui Dumnezeu este din punctul de vedere uman și din punct de vedere religios, este de-a dreptul scandaloasă. Natura iubirii lui Dumnezeu, din punct de vedere uman și chiar religios, este de-a dreptul scandaloasă. Și numai vă rog să îndrăsniți să-L urmăriți pe Hristosul Noului Testament, așa cum este El. Eu, din când în când, răsfăiesc o carte superbă scrisă de Philip Yancey și vă recomand autorul ăsta, scriitorul ăsta de cărți, e mai bun ca mine. Philip Yancey se numește, e mult mai bun ca mine. Eu sunt bunicel, ăsta este teribil de bun. Citiți cartea asta, Iisus pe care nu l-am cunoscut niciodată. Foarte bună este cartea. O carte simplă, o carte actuală, o carte descrisă de mulți ani, este un jurnalist, un reporter, ceva, nu știu exact ce este, dar un tip foarte interesant. Nu vorbește din perspectiva unui păstor și asta mie îmi convine foarte mult. Însă, după ce am descoperit titlul cărții lui, am început să fiu mai atent la Hristosul Noului Testament. Și la ce concluzie am ajuns, inspirat de titlul cărții lui Iisus Hristos, pe care nu l-am cunoscut niciodată și, de fapt, îl prezintă pe Iisus, pe Hristosul Noului Testament. Și la ce concluzie am ajuns, oriunde Domnul Iisus Hristos te ducea, oamenii, El ducea har, pentru că El este harul lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin. Oriunde se ducea și se duce Iisus Hristos, oamenii erau fie uimiți, fie revoltați. Sau erau și uimiți, și revoltați. Și am hotărât să fiu mult mai atent la Domnul Iisus Hristos, însă natura iubirii lui Dumnezeu îl provoacă pe om, din punctul de vedere uman, este foarte scandaloasă. Vă rog să rețineți, dacă vreți, adevărul acesta care este foarte important. Dovada sigură că te-ai întâlnit cu harul lui Dumnezeu este faptul că harul fie te uimește, fie te revoltă. Am citit cu câteva luni în urmă povestea unui rabin cu numele de Abraham Joshua Herschel. A suferit un om în vârstă, a suferit un atac de cor și după a fost aproape de moarte, dar după ce și-a revenit, foarte, foarte firav, foarte fragil, omul acesta lui Dumnezeu, rabinul acesta deosebit, a făcut o afirmație pe care eu mi-am notat-o. Și a zis prietenilor care erau lângă el, nu simt decât recunoștință pentru viața mea de fiecare clipă. Acum sunt pregătit de plecare. Am fost martorul atâtor minuni cât mi-a fost dat să trăiesc. Și auziți acum. Niciodată în viața mea nu i-am cerut lui Dumnezeu succes, inteligență, putere sau faimă. I-am cerut să mă uimească și Dumnezeu m-a uimit. Eu cred că acolo unde vine harul lui Dumnezeu, oamenii încep să fie uimiți. Însă vă spun și cealaltă latură a harului. Acolo unde vine harul lui Dumnezeu, oamenii încep să se revolte. Când Dumnezeu își arată harul, când Dumnezeu pune mâna peste un om, când harul lui Dumnezeu este experimentat de un om, de un copil, de un bărbat, de o femeie, unii se minunează, alții se revoltă, însă harul lui Dumnezeu, în general, pe omul lumesc, pe omul neconvertit, pe omul nespiritual, pe omul nematur, harul lui Dumnezeu îl revoltă. Acum, har înseamnă și uimire și revoltă.
Har înseamnă și bucurie, de plângi de bucurie, însă har înseamnă și revoltă de scrâșnești din dinți de ciudă. Asta produce harul lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu pentru miracolul harului lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit eu, religiosul din mine, raționalul din mine, cu rațiunea mea, cu religia mea, am stat și m-am gândit, oare de ce nu demonstrează Dumnezeul nostru ceva mai multă discreție în modul în care se raportează la noi? Am stat și m-am gândit, religiosul din mine, umanul din mine, raționalul din mine, de ce nu este Dumnezeu un pic mai reținut când este vorba de noi? Am stat și m-am gândit în al treilea rând, ca să o spun pe șleau, nu putea Dumnezeu, mă refer acum la pilda fiului risipitor, nu putea Dumnezeu să afișeze ceva mai multă demnitate? Pentru că textul acesta pe care l-am citit vorbește despre harul lui Dumnezeu tulburător, vorbește despre harul lui Dumnezeu revoltător și ați văzut imediat care a fost reacția omului religios din text. Ați văzut reacția fiului cel mare când fiul cel mare a văzut harul Tatălui său și Tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu. Știți care a fost atitudinea lui, reacția lui? Revoltă. Zice, mie niciodată nu mi-ai dat niciun miel. Nici nu ceruse, nici nu-și luase. Însă. Iar când a venit acest fiu al tău și tot ce înseamnă fiul tău, ai tăiat vițelul îmbrăcat, i-ai dat haina cea mai bună, i-ai dat inelul cel mai bun. Ceea ce pe mine mă intrigă la Domnul Iisus Hristos și la textul pe care l-am citit este următorul lucru. Domnul Iisus nu ne spune dacă fiul cel mare a intrat vreodată în casă. Domnul Iisus Hristos nu ne spune dacă fiul cel mare a mai intrat vreodată în casă sau dacă nu cumva a părăsit și el casa tocmai pentru că s-a întors acasă cel tânăr. Frăși și surori, doamnelor și domnilor, nu trebuie să pleci de acasă ca să devii risipitor. Nu trebuie să pleci de acasă ca să devii rău. Este posibil la unii dintre noi și se întâmplă chiar în Biserica lui Dumnezeu să existe creștini de tipul fiul cel mare care n-au plecat niciodată de acasă, care n-au făcut niciun act de imoralitate în viața lor, care n-au tocat banii tatălui cu femeile pierdute și n-au trăit niciodată într-o viață destrăbălată, dar întotdeauna au fost plini de fiere amară. Este foarte posibil să rămâi în biserică o viață întreagă. Dar să fii plin de răutate. Și când stau înaintea lui Dumnezeu și când văd harul lui Dumnezeu, îmi trece prin minte întrebarea, nu putea Dumnezeu să afișeze ceva mai multă demnitate atunci când s-a întâlnit cu fiul risipitor? Păi vreau să vă pun o întrebare. În general, când ne gândim la tatăl acesta din istoria Domnului Iisus Hristos, ne gândim la un bătrân cu multă demnitate, ne gândim la un bărbat în etate, cu părul alb, poate chiar mai bătrân decât mine. Și la un moment dat, și eu am 53 de ani, ca să știți cât de bătrân sunt sau cât ce vârstă am, însă la un moment dat, bărbatul acesta cu fața serioasă, bărbatul acesta cu multă demnitate înconjurat de servitori, când îl vede pe fiul în strânse, știți ce face? Și ce zice Domnul Iisus că face? Fuge! Aleargă la el! Și știți ce mai face? El cade pe gâtul fiului. Nu fiul! Nu, fiul merge în ce? Abia se târăște, că lui era frică. Însă știți ce face harul? Renunță la demnitate. Și aleargă și cade pe grumazul fiului. Ăsta este harul care ne revoltă. Și am stat și m-am gândit, oare nu putea Dumnezeu să afișeze ceva mai multă demnitate?
Iubirea Dumnezeului nostru, iubirea Dumnezeului Bibliei, și eu în această dimineață vă prezint pe Dumnezeul Bibliei, nu vă prezint un Dumnezeu produsul omului. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care uimește prin harul său, dar care și revoltă tot prin harul său. Slavă lui Dumnezeu său! Vedeți, iubirea Dumnezeului nostru n-are în ea pic de demnitate dintr-un anume punct de vedere și se pare că Dumnezeu și nouă ne cere să ne comportăm tot așa. Astea sunt cuvinte mari care le folosesc în această dimineață, însă asta este o hrană biblică, asta este o hrană tare. Să știți că pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult păcatele noastre. Și asta s-ar putea să vă revoltă pe unii. Pentru că unii dintre noi avem impresia că pe Dumnezeu îl interesează să contabilizeze păcatele noastre. Nu e adevărat. Cel ce contabilizează păcatele noastre este diavolul. Ai făcut-o și pe aia, și pe aia, și pe aia, te-ai uitat și acolo, ai poftit și acolo, ai furat și de acolo, te-ai enervat. Ăsta este diavolul care îl contabilizează. Pe Dumnezeu nu îl interesează păcatele noastre. Și ce îl interesează pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl interesează întoarcerea noastră acasă. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care mă uimește, care mă revoltă uneori. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne vrea înapoi mult mai mult decât vrem noi să ne întoarcem vreodată înapoi. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Eu nu știu care este problema cu care te confrunți chiar acum. Poate că ești de ani de zile în biserică. Dar încă ești păcătos, încă ești rău, încă ești plin de iuțime, de fiere amare, de fire pământească, nerăstignită. Știi însă care este frumusețea Dumnezeului nostru? Că Dumnezeu așteaptă să te întorci acasă. Amin. Dar așteaptă să te întorci acasă cu lecția învățată. Amin. Amin. Pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult păcatele tale, ci pe Dumnezeu îl interesează să te întorci la El acasă cu pocăință și cu dragoste. Accentul acestui pasaj pe care l-am citit, accentul pe care Iisus Hristos se pune în pasajul pe care l-am citit în această dimineață, știți care este? Nu cade accentul pe păcătoșenia Fiului Ispitor, ci accentul cade pe dragostea Tatălui. Pe acest om care s-a dezbrăcat de demnitate și lipsit de demnitate fuge și într-un mod uimitor îl îmbrățișează și îl așteaptă pe Fiul Risipitor să se întoarcă acasă. Slavă lui Dumnezeu! Acesta este Dumnezeul Bibliei, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să rețineți următorul adevăr. Este atât de important și urmează să vă spun acum și să spun acum. În falimentul său, în căderea sa, în falimentul său, Fiul Risipitor pocăit a cunoscut o intimitate pe care Fiul cel Mare n-a cunoscut-o niciodată față de Tatăl său. În falimentul lui, în zdrențele lui, în murdăriile lui, în păcatele lui, Fiul Risipitor a cunoscut o intimitate cu Tatăl pe care nerisipitorul n-a cunoscut-o niciodată. Pentru că Biblia nu spune vreodată că Fiul cel Mare s-a îmbrățișat cu Tatăl vreodată. Însă spune Domnul Iisus că Fiul cel Mic s-a îmbrățișat cu Tatăl. Când a fost ultima oară când te-ai îmbrățișat cu Tatăl, cu Tatăl Ceresc? Când a fost ultima oară când l-ai îmbrățișat cu dragoste, cu post, cu rugăciune, cu jertfă? Asta înseamnă să te îmbrățișezi cu Dumnezeu. În falimentul său, Fiul Risipitor a experimentat o intimitate pe care omul ăla religios, Fiul cel Mare, care n-a plecat de acasă, niciodată n-a cunoscut-o și probabil că nici n-a cunoscut-o nici în anii care au urmat. Vedeți? Chiar dacă ne întoarcem acasă, acum să vă spun, știți de ce Fiul Risipitor s-a întors acasă? Fiul Risipitor s-a întors acasă dintr-un singur motiv. Și-a dat seama că nu se descurcă singur. Și ăsta a fost tot un motiv cam egoist. A văzut că nici cu porcii nu, nici cu stăpânul nu se înțelege, nici cu foamea nu e un termen bun. A văzut că nu se descurcă bine și a pierdut slujba, era șomer.
era recesiune puternică și în țara aia acum și în țara asta. Și și-a dat seama că nu se descurcă singur, dar auziți acum realitatea asta uimitoare și revoltătoare. Chiar dacă ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că nu ne-am descurcat singuri, și atunci Dumnezeu ne primește. Slavă lui Dumnezeu! Și ce am mai descoperit în textul acesta, care pentru mine este uimitor și revoltător? Că Dumnezeu nici nu vrea să ne descurcăm singuri. Dumnezeu știe că nu ne descurcăm singuri, ci Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El acasă și să intrăm în harul Lui, în autoritatea Lui, și atunci Dumnezeu ne va purta de grijă. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Vreau să vă spun un lucru care m-a uimit. Textul acesta îmi vorbește mie despre o neputință victorioasă. Știți ce înseamnă pentru mine neputință victorioasă? Unde este har, acolo vine și neputința victorioasă. Unde este har care revoltă sau care uimește, aia înseamnă neputință victorioasă. Și știți care pentru mine a fost și este neputința victorioasă? Să nu te poți abține să iubești și pe cel ce te-a rănit cel mai mult. Asta este neputință victorioasă. Păi fiul l-a rănit pe tatăl în centrul inimii lui. Și a spus, papa sau bătrâne, de-n partea, nu mă interesează, dăm ce mi se cuvine, eu am plecat. Păi, o jignire mai mare nu poți aduce părinților tăi. Decât să-i consideri morți. Și cuvântul lor să nu mai aibă nicio valoare înaintea ta. Da, înaintea... Cuvântul lor să nu mai aibă nicio valoare înaintea ta. Însă știți care este harul? Și harul acesta revoltă. Asta înseamnă neputință victorioasă. Să nu te poți abține. Asta înseamnă har. Să-L iubești și să-L ierți și să-L primești din nou înapoi pe cel ce ți-a rănit ființa cel mai mult. Asta înseamnă har. În rest, este o poveste și nu este creștinism absolut deloc. Harul lui Dumnezeu este supranatural, este uimitor, este revoltător. Dar harul lui Dumnezeu, în general, este harul care ne revoltă. Să mai spun un lucru despre har. Harul lui Dumnezeu nu este rațional. Harul lui Dumnezeu nu este rațional. Dar vreau să spun că harul lui Dumnezeu nici irațional nu este. Harul lui Dumnezeu nu este rațional. Oamenii raționali nu pot înțelege harul lui Dumnezeu. Și noi stăm acum la masa Domnului. Și peste câteva minute ne vom apropia de masa Domnului și vom vesti încă o dată moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și ce înseamnă moartea lui Iisus Hristos pe cruce? Este un lucru pe care rațiunea nu l-a putut pricepe niciodată. Se spune că și acum evreii nu citesc Isaia 53. Evreii, în liturghiile lor, în slujbele lor, nu citesc Isaia 53. Pentru că în Isaia 53 ni se vorbește despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre moartea mesianică a lui Mesia, a Domnului nostru Iisus Hristos, și rațiunea lor nu poate accepta realitatea aceea. Oamenii nu pot accepta cu rațiunea lor harul lui Dumnezeu, dar harul nu este nici irațional. Harul nu se comportă. Harul nu se comportă însă normal. Harul este supranatural. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Harul este un lucru supranatural care nu poate fi înțeles de omul natural. Harul nu se comportă. Și vă rog să rețineți adevărul acesta. Și vedeți că unii urmează să vă căsătoriți în curând. Vă țin de acum predica de nuntă, se preludiu predicii. Harul în căsătorie există har. Și dacă nu e har în căsătorie, înseamnă că e o travă acolo. Însă vreau să spun așa, harul nu se comportă nici chiar corect. Harul nu se comportă nici chiar drept. Harul lui Dumnezeu nu se comportă normal. Harul lui Dumnezeu nu se comportă nici rațional. Harul lui Dumnezeu sfidează rațiunea. Știți cine a fost rațional în textul nostru? Fiul cel mare, fratele cel mare a fost rațional. El a fost corect.
Vreau să spun că asta are multe părți pozitive, fratele cel mare, fiul cel mare. A fost un tip corect, a fost harnic, a fost moral, a fost drept, era muncitor, transpira, venea de la Holder. Și tipul era rațional. Tipul era drept și pe bună dreptate. A zis și a zis. El a zis pe bună dreptate și a zis. El a zis corect și a zis. Dar nu era har. Harul nu se comportă ca fiul cel mare. Ei, să nu uit. Să nu uit. Tatăl, din textul acesta despre care vorbește Domnul Iisus, nu s-a luat după rațiune și nici după dreptate, ci Tatăl s-a luat după har și după milă. Slavă lui Dumnezeu! Amen. La asta ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Și dacă în mine este natura lui Dumnezeu și eu mă voi comporta cu har cu toți oamenii de lângă mine. Amin. Amin. Noi stăm în fața unui parc, locuim în fața unui părculeț. Vai de el, de părculeț, de părculeț. Și acolo vin destul de mulți oameni. Tineri, bătrâni, bețici, iubiți, îndrăgostiți, câini, patrupede, pisici, tot ce vrei în parcul. Un pic de parc, dar uneori îl plin la maxim. Și unii mai parchează neregulamentar în fața porții noastre cu mașinile. Hai de vreo o dată sau chiar de două ori așa m-am enervat și m-am tulburat că nu mi-a blocat poarta. Eu trebuia să ies, să intru, să nu știu ce, nevastă mea la fel. Ați vedeți când soția mea se supără. Atunci aveți. Nu dramatizez acum. Am dramatizat. Și la un moment dat am avut un schimb de cuvinte mai aprins, dar asta să nu registrez, să nu registrez. Am avut un schimb de cuvinte mai aprins cu un cetățean. Mă rog, a trecut de la mine, că zic, băi, iubita mai pastorul, băi, nu pot să mă bat chiar cu oricine. Numai cu tufurile mă pot bate. Oricine. Și nu mi-a plăcut cum a reacționat. În ziua următoare, altul a parcat acolo. Iarăși, acum deja eram mai atent. Și am zis, Doamne, dar eu nu pot până la urmă să mă cer chiar cu oricine parchează neregulamentar pe aici. Am zis, Doamne, harul tău îmi este îndeajuns. Parcheze ei unde vor. Am pus acum pe poartă parcarea interzisă sau nu știu ce, niște semne din astea de plastic. Am zis, Doamne, nu mă pot bate chiar cu toți, nu mă pot hârâi cu toți, nu mă pot șerta cu toți, că zic, mă îmbolnăvesc. Și așa nu pot să pun sistemul la punct. Zic, țineți minte, exact așa simțit și mi-a sunior la în circulații, șoferi, te taie, îți taie calea, eu știu, altul îți taie ochii, alții, nu știu ce. Doamne, nu pot să și birocrații, când te duci la primărie, la ghișee, când vezi atâta de bandadă, îți vine să țipi, să urli, să plângi. Dar până la urmă, Doamne, îți dai seama că ăsta este sistemul și costumul, sistemul este copt, corupt, învechit, vai de el. Doamne, scapă-ne și de aici. De aia știți de ce avem atâtea probleme pe pământ? Ca să ne fie tot de cer. Amin. Serios. De aceea avem recesiuni, avem probleme, avem crize, avem tensiuni, ca să ne fie, să ne fie dor de cer, să nu ne legăm atât de mult de pământ. Dar textul acesta, atât de uimitor pentru mine, îmi spune că trebuie să ne comport cu har. Nu mă pot comporta și nu mă pot lua după rațiunea mea. Nu mă pot lua după iuțimea mea. Nu mă pot lua după firea pământească. Să mai spun ceva. Textul acesta, Domnul Iisus, în tot Noul Testament, îmi spune că nu mă pot lua nici după corectitudinea din mine. Nu mă pot lua nici după dreptatea din mine. Păi după dreptate, fraților, ce-am face? După corectitudine, ce-am face? Însă, faptul că trăim în har este că suntem aici în această dimineață. Amin. Păi dacă te luai după dreptate, de când erai divorțată de soț? Dacă te luai după corectitudine, de când era soțul divorțat de soție? Păi dacă te luam după dreptate, de când erai exclus din biserică? Păi dacă te luam după corectitudine, de când eram cei mai mari hoți declarați? Dar Dumnezeu, în binecuvântata Lui înțelepciune, nu se comportă cu noi după dreptate și corectitudine, ci doar după har, slăvit să fie numele. Va veni și vremea când Dumnezeu se va comporta cu noi cu dreptate, la sfârșit, la judecată.
Însă până atunci, Dumnezeu ne dă har în fiecare zi, slăvit să fie în numele. Însă, când fiul, vă rog să rețineți, când fiul risipitor se întoarce acasă, vă rog să faceți în așa fel, să nu se întâlnească întâi cu fratele cel mare, ci cu tata. Amin. Că dacă fiul când se întoarce se întâlnește cu fratele cel mare, nu mai intră niciodată acasă. E respins. Și așa procedăm noi uneori, chiar în biserică și chiar între noi, chiar în familia lui Dumnezeu. Când fiul risipitor se întoarce acasă, face sigur că întâi se întâlnește cu tata. Și pe urmă, dacă mai e cazul, se întâlnește și cu fratele cel mare. Tata este plin de har, fratele cel mare e plin de par. Unul este cu harul, altul este cu parul. Primul este harul. Harul mă uimește, harul mă revoltă. Al doilea este drept, corect, rațional. Dar este plin de fiere amară. Nu fi așa. Dacă harul lui Dumnezeu, care mi s-a arătat și mi s-a descoperit prin Iisus Hristos, locuiește în noi și noi, din cauza asta am început predica din această dimineață, fiecare dă ce are. Dacă harul lui Dumnezeu locuiește în tine, vei da har. Dacă o travă locuiește în tine, vei da o travă. Doamne, ajută-ne să fim plini de har. Amin. În fiecare moment. Amin. Fratele cel mare judecă pe baza meritelor. Dumnezeu judecă pe baza milei sale. Slavă Lui! Amin. Eu vreau să vă pun o întrebare. Dacă Dumnezeu ne-a judecat pe baza meritelor și pe baza dreptății, pe fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu ar fi corect cu tine, ai de fi aici în această dimineață? Dacă Dumnezeu ar fi fost corect cu tine ieri, săptămâna trecută, zilele trecute, săptămânile trecute, după ceea ce ai gândit, după ceea ce ai vorbit, după cum te-ai exprimat, după cum ai privit, după cum ai reacționat, sau ai acționat, după atitudinile pe care le-ai avut, după ce ai simțit aici în inima ta, dacă Dumnezeu ar fi fost drept cu tine, nu mai eram niciunul dintre noi în această dimineață, în locul acesta. Dar Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul Harului și Iisus Hristos pe cruce a demonstrat că El nu judecă după dreptate, nici după corectitudine, ci Dumnezeu judecă prin har, prin bunătate, prin îndelungă răbdare și prin milă în fiecare zi, slăvit să fie Domnul. Să vă spun acum o poveste foarte frumoasă despre primarul din New York, care a trăit și a fost primar în cel de-al doilea război mondial și puțin înainte. Numele lui este a fost Fiorello LaGuardia și de acolo este și numele aeroportului din New York, LaGuardia. Ăsta era Fiorello LaGuardia și a fost primar în perioada Marii Recesiuni din America și în al doilea război mondial. Era numit de locuitorii New Yorkului, acest primar era numit Floricica. Avea 1,62 m, nu știu acum e 1,62 m, 1,62 m mie mi-ajunge până pe aici așa. Eu am 1,88 m, 1,89 m, ceva. 1,62 m, 1,62 m. Deci ceva așa, ceva minion așa, ceva minion. Și era numit Floricica pentru că era mereu îmbrăcat la costum și aici la rever avea un trandafir roșu. Floricica. Dar ăsta era un tip foarte iubit. nu trandafir, avea garoafă. Garoafă roșie. Era un personaj plin de culoare, obișnuia, de exemplu, să meargă în acțiunile pompierilor, urca în mașina de pompieri, să vadă cum lucrează pompierii. Dita mea primarul, din New York. Se ducea cu poliția în razile pe care le făcea noaptea în localuri, în diferite localuri și localuri și zone rău famate. De asemenea, ducea orfelinate întregi, copii de la orfelinate, îi ducea la meciurile de fotbal și din când în când citea la radio povești pentru copii. Ăsta era Fiorelli LaGuardia, omul acesta. Însă într-o seară de ianuarie, o seară friguroasă, în 1935 s-a întâmplat lucrul acesta, primarul s-a dus la tribunalul dintr-o zonă a New Yorkului foarte săracă și foarte rău famată și s-a dus la președintele tribunalului, la judecător și a spus: tu ți-ai acum liber și eu voi prezida în continuare tot procesul.
Abia era și jurist, avea dreptul să judece ca și primar în vremea aceea. Și după ce el s-a așezat pe scaunul de judecător, a fost adus în fața lui un proces, o femeie bătrână, în zdrență, acuzată că a furat o pâine. În vremea marii recesiuni. Fica ei fusese părăsită de soț, rămăsese fica ei cu doi copii și pe deasupra fica s-a și îmbolnăvit și era internat într-un spital de acolo din New York. Însă proprietarul magazinului refuza cu îngârjire să renunțe la acuzele care îi aducea că a furat o pâine la proprietarul. Stimata instanță, domnul judecător a zis păgubitul de o pâine, a zis locuiesc într-un cartier reofamat, stimată instanță, și femeia aceasta trebuie pedepsită pentru că trebuie să dăm un exemplu ca să se oprească cu tâlhările și hoțiile în cartier. Și primarul judecător s-a uitat la femeie, s-a uitat la acuzator și a spus: Doamnă, femeie, trebuie să te pedepsesc pentru că legea este lege. Și unde este lege, nu este tocmeală și legea nu face excepții. Te pedepsesc cu amendă de $10. $10 pe vremea aia era mulți bani. Te pedepsesc cu amendă de $10 sau 10 zile de pușcărie. Dar în timp ce a dat sentința, a și băgat mâna buzunar și a scos bannota de $10. Și a pus-o pe masă, a scos banii, a pus-o pe masă și a spus: iată amenda de $10 pe care o plătesc chiar acum. Și după aceea a făcut un lucru care a uimit și a revoltat tot New Yorkul din vremea aceea. Și spune el: mai mult decât atât, a zis primarul Fiorelli la guardia, a zis așa, mai mult decât atât, voi amenda pe toți cei prezenți în sală, toată asistența aceea și toți gură cască, îi voi amenda cu 50 de cenți, pentru că trăiesc într-un oraș în care o bunică a trebuit să furi o pâine ca să-și hrănească nepoții. Domnule aprod, în momentul acesta începe să adunați amenzile de la fiecare câte 50 de cenți. Toate ziarele din New York au scris despre cazul acesta și bătrâna uluită a primit și a zis: strângi toate amenzile, câte 50 de cenți de la fiecare gură cască care este aici în tribunal și toți banii îi dai bătrânei. Și bătrâna uluită și uimită a primit $47.50 în mâna ei, tremurândă. Iar acuzatorul, proprietarul, era plin de ciudă și tremura de ciudă și de furie, roșu de furie, că și el a trebuit să plătească 50 de cenți amendă. Fraților, când am citit povestioara asta, și este adevărată și nu este poveste, este istorie, realmente m-a trecut așa un fior de bucurie. Și am spus, ceea ce pe acuzator l-a revoltat, pe femeia aceasta a încântat-o și chiar tot New Yorkul a fost încântat de atitudinea plină de har a primarului la guardia. Asta înseamnă har. Harul ne și uimește, harul ne și enervează, harul ne ridică, harul ne coboară. Însă vreau în încheiere, înainte de a ne apropia de masa Domnului, să vă mai spun încă un lucru, ce înseamnă har. Har înseamnă har adevărat, har biblic, harul care revoltă, despre el vorbesc. Pentru că harul care nu revoltă și care nu uimește, cred că nu este har. Auziți încă un lucru foarte important despre har. Har, știți ce mai înseamnă? Înseamnă nu numai să nu te răzbuni, ci har înseamnă și să ierți pe cel ce ți-a greșit și să faci chiar și bine. Mulțumesc pentru amină puterea. Asta înseamnă har. Înseamnă nu numai să nu te răzbuni, și acum mi-l aduc în minte pe Iosef din Vechiul Testament. Asta înseamnă har. Asta înseamnă favor nemeritat. Păi era de drept și era rațional ca Iosif să se răzbune pe frații lui, pe șmecherii și excrocii și criminalii care l-au vândut și au vrut să-l omoare.
Era rațional, era corect și era drept să se răspune. Vă place istoria lui Iosif? Vă place istoria lui Iosif? Faceți așa dacă vă place istoria. Să faceți un pic din asta gimnastică spirituală așa. Bine, unii nici așa nu sunteți în stare să ridicați mâna. Însă așa că e frumoasă istoria lui Iosif. Însă știți de ce e frumoasă? Pentru că Iosif a fost un om care a experimentat harul lui Dumnezeu. Și când a avut ocazia să se răspune, nu numai că nu s-a răspunat. Știți cum suntem unii dintre noi? Și zicem, o, ăsta este har. Da? De unde har? Povești. Știți cum suntem unii dintre noi? Zicem așa, Domnule, să știi că i-am arătat har. Nu m-am răspunat pe el. Nu m-am răspunat. Dar și că ăsta nu-i har. Asta poate să fie milă. Har, știi ce înseamnă? Nu numai că nu te răspunde. Și zici, nu m-am răzbunat, puteam să mă răzbun. Și se pare că ești grozav de spiritual. Da, de unde? Ești un pic meu. Har, știi ce înseamnă? Nu numai că nu mă răzbun. Har înseamnă că îl iert. Și har înseamnă că îl chem cu mine la masă. Amin. Har înseamnă că îl chem în casa mea pe ăla care a vrut să-mi facă cel mai mare rău. Amin. N-a făcut așa și David cu fiul lui Saul? Sau lui Ionatan, cu Mefiboset? Nu faci așa Domnul Iisus Hristos cu fiecare dintre noi? Și hai să mai spun, peste câteva clipe vom sta la masa Domnului. Credeți că merităm vreunul să stăm la masă cu Domnul Iisus? Vreau să vă spun cu seriozitate, nici unul. Nici eu, nici tu, nici tu, nici tu. Știți cum se naște cățelul ăsta care mie îmi place mult, dalmațien? Știți cum se nasc? Albi, albi, curați. Dalmațienii sunt cății care sunt plini de pete pe ei. Dar știți cum se nasc? Fără nicio pată. Petele apar mai târziu. Știți cum suntem noi toți în fața lui Dumnezeu aici? Ne-am născut, e adevărat, inocenți. Ne-am născut într-un anume fel inocenți, curați. Dar știți că în timp devenim dalmațieni, apar petele pe noi, vrând nevrând. Pentru că e natura noastră să apară petele pe noi. Și de ce a murit Iisus Hristos? Ca să fim din nou aduși de data aceasta la neprihănire. Slăviți să fie Domnul. Și este un text cu care chiar vreau să închei, pentru că este vremea de încheiat și este foarte important. Se găsește în Romani, la capitolul 5, mi se pare. În Romani, la capitolul 5 și după aceea ne apropiem de masa Domnului. Auziți ce spune Scriptura aici? Romani, capitolul 5, 15. Dar, vorbește despre păcat și har. Dar cu darul fără plată, nu este ca și cu greșeala, spune Cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și versetul 20, ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult glorie lui Dumnezeu. Amin. Dar va zice și în urmă versetul capitolul 6:1, zice Pavel, dar ce vom zice, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Harul, și încă un lucru să vă mai spun despre har, care este foarte important. Harul mă îndeamnă să o rup cu păgânătatea și să nu mai trăiesc după poftele lumești. Amin. Amin. În har nu poți să faci ce vrei. În har faci doar ce vrea El. Amin. Amin. Însă harul întotdeauna mă revoltă. Harul întotdeauna mă încântă. Și crucea lui Iisus Hristos nu este altceva decât harul lui Dumnezeu s-a arătat pentru fiecare dintre noi. Închei spunând încă o dată, fiecare dă ce are. Și dacă tu ai primit har, vei da har. Amin. Dacă ai primit fiere amară, vei da fiere amară. Însă, în Iisus Hristos, Dumnezeu a pus în noi har. Și dacă Domnul Iisus Hristos l-ai primit în inima ta, și dacă Domnul Iisus Hristos locuiește în tine, dragul meu ascultător, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Amin.
Și asta, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, Duhul lui Dumnezeu te obligă să transmiți altora Harul lui Dumnezeu. Amin. Și Har nu înseamnă doar să nu te război. Har nu înseamnă doar să nu vorbești de rău. Har înseamnă să ierți și pe urmă să faci bine. Cum știi tu mai bine? Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să ne închidem cu o rugăciune și pe urmă să ne apropiem de masa Domnului. Doamne Iisuse, recunoaștem că Harul Tău pe unii revoltă, pe alții încântă. Pe noi Harul Tău ne încântă. E adevărat că uneori ne și revoltă. Să te rog acum, Duhul Sfânt, în numele Domnului Iisus, mergi de la inimă la inimă. Sunt aici tineri care au nevoie de Harul Tău acum. Sunt aici bărbați și femei care au nevoie de mântuirea Ta acum. Toată biserica aceasta are nevoie de mântuirea Ta acum. Amin. Și mulțumesc, Doamne, că Harul Tău ne este de ajuns tuturor. Mulțumesc că Harul Tău mă ridică, Harul Tău mă coboară. Harul Tău însă mă face să devin supranatural. Pentru că Harul Tău în mine înseamnă Duhul Tău cel Sfânt în mine. Și acum, Doamne, ne apropiem pe masa Ta. Aș vrea toți să ne putem împărtăși. Însă, înainte de a ne apropia de masa Ta, te rog, Duhul Sfânt, bate la ușa tuturor celor ce sunt aici, la ușa inimii tuturor. Și dacă Iisus Hristos încă nu este Domn acolo, dacă Iisus Hristos n-a fost chemat acolo, te rog, Doamne, deschide inima aceea. Amin. Și dacă ești chemat, te rugăm să intri. Amin. Și să dai har. Amin. Și să dai viață pozitivă. Amin. Și să dai iertare. Și să dai bucurie. Și pe urmă să dai această putere deosebită să facem bine tuturor oamenilor și mai ales fraților de credință. În numele Domnului Iisus. Aș vrea să rămânem încă câteva secunde în rugăciune. Eu nu știu care este problema ta. Nu știu care este păcatul tău. Vreau să spun că cel mai mare păcat este să nu-L ai pe Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul tău. Asta este cel mai mare păcat. Până la urmă, cel mai mare păcat este păcatul de omitere. Să nu-L primești pe cel ce poate să-ți dea viața și harul. Și sunt aici copiii pocăiților și sunt aici prieteni și musafiri și vizitatori care au nevoie de mântuirea, de iertarea Sângelui lui Hristos acum. Aș vrea să mă rog pentru tine. Te chem să te predai Domnului. Te chem să pășești în har. Te chem ca de acum să urmezi pe cel ce este harul. Și îți va da în continuare har peste har. Și dacă vrei să-ți predai viața Domnului, dacă vrei Harul lui Dumnezeu, dacă vrei ca Iisus Hristos de acum să fie Mântuitorul tău, te rog acolo unde ești, în timp ce toată adunarea stă în rugăciune, te rog să ridici o mână. Și noi ne vom ruga pentru tine. Nu-ți fie rușine. Domnul te cheamă să te întorci acasă. Vino în har. Când Dumnezeu te cheamă la pocăință, te cheamă să vii la har. În har să vii. Dacă este cineva aici și Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să te întorci înapoi la Tata, să știi că aici la stânca nu te așteaptă fratele cel mare, ci Tata te așteaptă. Și dacă e cineva aici și vrei de acum să îl ai pe Iisus Mântuitorul tău, Domnul tău, Stăpânul tău, Tatăl tău, ridică o mână. Și dacă nu este nimeni în această dimineață, vreau să spun că dacă respingi pe Iisus Hristos, de fapt respingi Harul lui Dumnezeu. Însă aș vrea acum să facem o rugăciune specială, înainte de a sta la masa Domnului, pentru cei ce sunt în casă, n-ai plecat niciodată de acasă. Dar tu știi că în inima ta încă există răutate, neiertare, răzbunare, iuțime, nervi, reacții, țipete, înjurături. Aș vrea să spun că Dumnezeu te iubește și pe tine.
Dar nu-i place de tine așa, ci vrea să te schimbe prin tot prin harul tău în acest moment. Eu nu știu care este tensiunea din inima ta, problema ta, dar vreau să ne rugăm pentru tine. Și în rugăciunea aceasta vrem să chemăm harul lui Dumnezeu să se împibe în toți porii din ființa ta. Știm că puterea sângelui lui Iisus Hristos este aceeași și în acest moment, în acest miez de zi. Și sângele lui Hristos te curăță și pe tine de orice păcat și harul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu te schimbă și pe tine. Și în timp ce toți stăm cu capul plecat în rugăciune, aș vrea să mă rog pentru tine, ridică și tu în sus. Nu este obligatoriu, este între tine și Dumnezeu. Doamne, tu ai văzut toate mâinile care s-au ridicat. Și eu cred că toți acești frați și surori care au ridicat mâna, au ridicat-o tocmai pentru că sunt dalmațieni. Însă au nevoie să fie din nou albi. Doamne Iisuse, sângele Tău a curs și curățește și astăzi, după 2000 și ceva de ani. Îți mulțumim pentru harul acesta. Și acum peste tot ce au ridicat mâna, Doamne Iisuse, chemăm sângele Tău. Începând de aici, de la amvon și până la ușă, chemăm sângele Tău. Peste tot ce au ridicat mâna, Doamne, mulțumesc că harul Tău le este de ajuns. Și te laud că harul Tău îi transformă, Doamne. Și harul Tău este puterea Ta în ei care îi învață să o rupă cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și mulțumesc că harul Tău, în numele Domnului Iisus, îi îmblânzește. Harul Tău i-a atins. Și mulțumesc că harul Tău îi face să fie drăguți. Să fie plin de bunătate. Mulțumesc, Doamne, că Tu spui asta. Noi simțim altceva. Noi uneori ne comportăm altfel, dar îți mulțumim că harul Tău în această zi ne-a atins încă o dată și harul Tău este puterea Ta. Amin. Și mulțumesc că prin harul Tău l-ai învins și l-ai zdrobit pe Satan prin cruce. Astăzi toți ce au primit harul Tău sunt mai mult decât biruitori. Amin. Prin Iisus Hristos, prin sângele Lui, slavă Lui. Amin. Amin. Aș vrea cum să mai cântăm încă o cântare spre slava lui Dumnezeu și așa ne apropiem de masă Domnului. Și până când vin tinerii aici, lângă mine, am uitat să vă spun un lucru foarte important, sau poate că nici nu v-am uitat. Tot despre har. Harul, să știți că nu-i revoltător atunci când se aplică la mine. Harul, în general, este revoltător când Dumnezeu dă la altul. Când harul se aplică la tine, el este uimitor. Însă când Dumnezeu dă har altuia, aia te deranjează. Te revoltă un alt. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, în această zi, ne dă tuturor har. Și să ne revoltăm, dar în mod deosebit să ne îmbărbătăm spre slava numele Său. Yes.
că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori mâncați din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Amin. Vreau să spun că eu în Biserica Domnului am găsit cea mai mare dragoste. Însă tot în Biserica Domnului am găsit și cea mai mare ură. Asta este unul dintre paradoxurile interesante care se găsește tocmai în Biserica lui Dumnezeu. În slujirea mea de păstor de 28, aproape 28 de ani de zile, am găsit în Biserica Domnului atâta har, dar am găsit în Biserica lui Dumnezeu și multă ură și răutate. Din nefericire, în Biserica lui Dumnezeu am găsit pastori plini de răutate, preoți plini de pisma amară. Însă tot acolo am găsit păstori și preoți plini de bunătate. Cred că oamenii care au fost atinși de Harul lui Dumnezeu, soți, soții, copii, părinți, slujitorii ai altarului, ei sunt plini de bunătate. Ei nu obosesc iertând. Asta ne învață Harul lui Dumnezeu. Și dacă Harul lui Dumnezeu te-a atins, când vei pleca din locul acesta, vei face pace cu părâșul tău. Îl vei ierta pe soțul tău, pe soția ta. Nu numai că îl vei ierta și nu te răzbuni pe el, dar îi dai și cea mai bună mâncare. Mulțumesc de aminul puternic. Asta înseamnă creștinism, frați și surori. Nu numai că omul care te-a jignit nu te răzbuni, că asta o poate să o facă oricine. Har înseamnă că omul care te-a rănit, jignit și care merită moartea, de fapt, îi faci cel mai mare bine. Îi arăți dragoste la 100 de grade. Știi? Aia înseamnă că fierbi de dragoste. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos și face pentru noi. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune că noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus în fața ucenicilor a luat o pâine, a frânt-o, așa cum eu frânt pâinea aceasta. Și a zis, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați, mâncați. Și vrem și noi să binecuvântăm pâinea aceasta. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru trupul frânt al Domnului Iisus Hristos. Și cu voce tare rog pe sora Corina Fârcau să ne conducă în această rugăciune. Slavă ți Harul lui Dumnezeu te îndeamnă să o rupi cu păcătatea.
harul lui Dumnezeu înseamnă pentru tine o rupi cu răzbunarea, cu răutatea. Și o pornești în această zi aici, plin de dragoste, plin de iertare, plin de bunătate, plin de curăție, plin de sfințenie. Chipul frânt al lui Iisus Hristos înseamnă vindecarea ta, înseamnă ridicarea ta, înseamnă șansa ta multiplă. Trupul frânt al Domnului Iisus Hristos înseamnă un nou început. Trupul frânt, dacă crezi în El, mănânci din El. Trupul frânt al Iisus Hristos înseamnă că pleci de aici un alt om, o altă femeie, o altă fiică, un alt fiu, un alt copil, un alt soț, o altă soție. După ce Domnul Iisus Hristos le-a dat pâinea ucenicilor, a zis: acesta este trupul meu, mâncați toți din El. Să facem așa și noi. După cină, Domnul Iisus a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou, sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să rugăm cu rugăciunea noastră înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru sângele care a curs pe crucea de la Golgota, pentru răscumpărarea fiecăruia dintre noi. Această rugăciune rog pe fratele Domnului Cumpianus. Doamne Dumnezeule mare și veșnic, din nou venim înaintea iubirii tale, a harului tău, Doamne, nemărginit, cu recunoștință și cu mulțumire pentru tot ce ai făcut pentru noi. Doamne, îți mulțumim pentru că ai luat vina noastră asupra ta, ai suferit tu în locul nostru. Doamne, îți mulțumim pentru că sângele tău vărsat la crucea Golgotei este acela care spală orice păcat. Doamne, ești în această dimineață. Venim înaintea Ta, Doamne, să îți mulțumim, Doamne, pentru acest har extraordinar. Binecuvântăm acest rod al viței care a împlinit acest sânge sfânt. Binecuvântează, Doamne. Amin. Binecuvântează-ne pe fiecare parte, Doamne. Și îți mulțumim. Amin. Amin. Aceia care se împărtășesc, care rămân în picioare, ceilalți vor să se ocupați. Să rămânem la aceeași atitudine de meditație, de cercetare personală înaintea lui Dumnezeu, recunoscând jertfa supremă pe care l-a dus pentru ca noi să putem fi mântuiți. Nu a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi
noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă facem să vă sfătuim să faceți așa ca să nu fim primite în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Să ne ridicăm și să venim.